Problema 13, pagina 115. Unde e ABC oarecare? Bă, vezi că zboară foile. Triunghiul ABC oarecare? Nu-i poate, da? Triunghiul ABC oarecare? Ce? Oarecare? Da. E în mijlocul laturii AB. El aparține lui AB. Da. Pe segmentul AB, așa încât AM, să-mi dicteze cineva matematic. Congruie cu BM. AM congruie cu BM. Prin paralela prin IM la BC, intersectează latura AC în punctul IM. A, deci A, o dreaptă, paralelă la BC, da, prin IM, da? Da, da. Virgulă, IM aparține lui A. Deci fie A, paralelă la BC, dusă prin IM. Da, da. Asta înseamnă, da. Am scris în felul ăsta. Și intersectează latura AC în punctul IM. A intersectează AC egal cu punctul IM. Și bisectoarea unghiului ABC. Bisectoarea unghiului ABC în punctul P. ABC B. B P. Că din B parcă ai spus bisectoarea. ABC. Bisectoarea... Bisectoarea unghiului ABC, domnul profesor. ABC. În punctul P. P aparține lui AC. Lui AC. Unde P aparține lui AC. Am zis că bisectoarea lui, B, lui ABC, bazată cu BP, intersectează pe AC în punctul P. Dacă pe prim aparține lui PM, dacă pe prim aparține lui PM, da. Astfel încât dacă pe prim aparține lui PM, cred că segmentul PM, da. Da, astfel încât MP congruent cu MP prim. MP congruent cu MP prim. MP prim. Da. Arătați că atunci B, A, P prim cu B prim. G? B, B. B, P, A, P prim. Da. Deci, să zicem vrem, un triunghi oarecare. Nu dreptunghic, nu isoscel, nu echilateral, deci un triunghi oarecare. Toate laturile de mărimi diferite. Așa. A. A. B. C. Triunghiul A, B, C. Și ne se spune că... Am dat un lucru? Da. Deci triunghiul ABC în care avem că mâini mijlocului AB așa pe urmă o paralelă prin IM la BC. O paralelă prin M la BC se întâlnește pe AC în punctul N. Și chiar pe unde o taie? Pe mijloc. Chiar în, la mijloc. Da. Cum o taie pe M. De ce la mijloc? Păi, hai să vedem așa. Deci paralela asta, faptul că paralela așa ceva. Deci nu e segmentul A. Deci, unghiul ăsta e cât ăsta, dacă vrei, nu? Că-s paralele, tăi de o secantă. Astea sunt unghiuri corespondente. Da, deci... Și la fel și unghiul ăsta de aici, cât ăsta. Da? Și triunghiul ăsta de aici este
asemenea cu triunghiul mare, dar are toate unghiurile egale, uitați. Este asemenea, adică ăsta numai că e mai mic față de ăla mare. Și cum asta de aici e jumătate de latura asta, toate laturile sunt același raport de proporționalitate. Deci, o taie la mijloc și asta în mâi cât bâcă pe doi. Da, deci mânâia mic, nu? Mânâia mic. Ce e mic? Asta. Dreapta mic. Da? Dreapta mic. Dar eu am dus-o mai mult, ca să se înțeleagă, că nu mă opresc doar în... Dreapta! Dusă primă, paralel la BC. Aha. Da? Dreapta A, dusă primă, paralel la BC. Și mai ajunge bisectoarea la ABC. Bisectoarea la ABC, adică în parte unghiul ăsta în două. Taie pe, se întâlnește așa, în punctul C, da? În punctul sectoarea asta. În duce chiar în N, dacă duce micros. Chiar în el? Da. Trebuie să dovedim că e chiar în el, dacă vrei să ajungem acolo. Duce chiar în N. Ce motive ai să zici că se duce chiar în N? Păi am construit micros. Cât de micros? Cât de micros. Așa. Ochiul tău, nu știu dacă... Eu însă l-am pus mai jos un pic și poate am să arăt că nu poate să fie acolo. Da? Notăm, mai citește o dată problema. Deci, IM, în mijlocul laturii AB, a triunghiului ABC. Paralela prin M la BC, intersectează latura AC în punctul N. Și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Și eu zic că e diferit. Da, și bisectoarea punctului ABC în punctul P. P. Dacă P' aparține lui PM, dar la PM, uitați cum este, așa, domn profesor, la M e, nu mai este paranteza. Așa, numai la P este. Da. Așa, pe semidreapta asta, da? Dacă... E semidreaptă, da. De la P la M. Deci, uitați, duc prin P și M după dreapta. Prin două puncte distincte trece o dreaptă. Dar am dus-o semidreaptă, că au spus că numai din P încolo. Uite ce spune aici. P prim aparține semidreptei pe M. Adică duc de la P prin M în partea asta, semidreaptă. Da? Și zice că fie pe primul punct, încât MP să fie cât MP prim. MP cât MP prim. Deci P prim, putea să spune A dintr-un alt limbaj. Cine să fie P prim? Para ăsta... Cum puteți zice? P prim este simetricul lui P față de M. Da. De simetricul lui P față de M. L-am dus de la M încolo, încă o lungime. Deci PM este cât M P prim. Deci iată că figurez acest lucru, că PM este cât M prim. P prim. Și mai am că A, M este cât A, M, B. Dar și A N cât, N cât din construcție. A N cât? A N cât N cât. Da, și A N cât N cât, de acord. Dar să vedem ce ne cere să arătăm. Că B, P, A, P prim. B, P, A, P prim. Aha, ăsta-i. Asta așa, e dreptul. Să arătăm că figura asta... Ce frumos va ieși la propriu. Chiar dreptul ieși. Chiar dreptul, n-am mințit, nu? Autorul.
pe stare cam așa. Cum l-au construit pe Q de înălțime? O și mie la fel. Pe Q prim? Da. A zis simetricul lui, mi-a zis așa, că P prim este pe semidreapta P M. Nu oricum. Nu oricum. Și așa încât P M este cât M P trebuie. Da, și de aia s-a dus în corp. Dacă duceam că B... Așa că a puțin. Măi, n-am citit, n-am înțeles problema eu. Nici desenul nu l-a făcut eu. Dacă duceam că B-ul așa... Nu așa. E așa. Dar așa. Cum să-l zic? B-ul așa. Dreaptă? Așa, paralelul cu partea asta de jos. Da, să fie dreaptă. Paralelogram, dar dreaptă. Tot dreaptă e așa, nu am nimic. Tot dreaptă. Da, 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 cât așa. Și P-ul este după ducerea biseritoare, P, da. Dar nu este în N, este mai jos, o să te vedem că e mai jos. Da. Sau într-un alt punct, dacă tu ai figura, poți fi mai sus, dar cred că e mai jos este. Da. Și nu este așa, mă. Păi, ai dus, ai meu aici, meu P-ul ăla așa și duce pe aici, două semidreapta, ce? Exact. Mai mult, mai mult, mai mult o duci, e semidreaptă, adică cât vrei de mult. Da? Da, 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 da. Și după aceea găsești punctul. Și după aceea găsești punctul P prim, cât P mă să fie cât M P prim. Deci simetricul lui P, P prim este simetricul lui P față de M. Deci ce înseamnă Adi o figură bine făcută? El deja a văzut că e paralelogram. Acum trebuie să vadă și unde. Da, dar nu văd unde. Vedeți ce înseamnă o figură bine văzută? Sigur că da. Nu. Faptul că am spus asta e cât asta, asta e cât asta, cât diagonala se îmbătățează. Eu am văzut-o. Am văzut-o. Dar acum trebuie să arăți că și are un din ordine. Cum să facem mai? Hai să desfacem ipoteza. Da, corect. E dar la ce? Noi trebuie să alergăm foarte tare pe partea asta, să arătăm că un unghi este drept. Corect. Sau în panogramul ăsta, diagonale sunt congruente. Corect. Dacă arătăm că P, pe prim, cât AB, este cât AB, gata problema. Corect. Păi, haideți luăm... Să între unghierele A, B, P, prim. Nu, dar stai puțin. Haideți un pic să ne ducem pe să facem ipoteza. Ni se dă o bisectoare, nu? Degeaba. Unghierele are două congruente. Deci, faptul că asta de aici e cât asta și asta e cât asta, am folosit-o. Da. Pentru a vorbi de paralelogram. Și paralelogram. Am terminat. Nu folosim deloc bisectoarea. Bisectoarea. Fără chestia asta, nu. Păi unde acolo? Deci, unde din B1 cu B2, dacă punem cu B1 și B2 în paralel. 1 și 2. Dar B1 e congruent cu M1, dacă punem acolo. Îți pare cum B1? Da, B1 cu? Cu A. De acolo. Că care se cantă? B1 și care se cantă? B, M. Mama, și tu B, B e paralelă cu A, cu prim. Miruna mi-atrage atenția că ăsta e panogram de așa. Da. Și asta e secantă. Exact. Și aceste două paralele. Pe atât de o secantă. Fac pe B1 cât A1 aici. Cât A1, asta e și da. O mână. Da? M nu e paralelă cu CB, da? Da, nu. Păi așa am zis. M1 de acolo. Asta de aici? Da. E cât ăsta tot? Da. Dar nu jumătate. Da? Și știu ce te ajută. Deci că e paralelogram, am văzut. Ne concentrăm foarte tare pe chestia asta, că e bisectoare. N-am folosit cu atenție. Am mușcat de aici. Unghiul ăsta cât ăsta, ăsta cât ăsta din paralelism. Deci facem tot bisectoare. Păi să vedem. La o grămadă. Te ajută mult.
trebuie să arătăm că toată AB este cât pe prim. Dacă prindem asta, AB cât pe prim. E gata problema. AB? Da, cât pe prim, dar care sunt diagonalele. Unghiul din A și unghiul din C, dacă unghiul din A e cât unghiul din C? Nu. Deci am marcat asta. Da. E cât ăsta de aici. Ăla e cât ăla. Că sunt astea două paralele. Da. Și tăiate de secanta asta și îți par corespondente, da? Astea două. Aha. Da. Și dacă luăm A, B, B, A, B, B cu B, 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 A, B, A, B, B, A, B, 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 cu B, B prin B. Deci A, B, B. Cu B, B prin B. Cu B, B prin B. Avem PB la tură comună. A, B, B, tu zici, da? Da. PM comunem cu MP. Deci Miruna spune așa, se ducem la triunghiurile A, B, B. Și PB prim, B. PB prim, B. Da. Cele două triunghiuri, hai să le hașurez așa. Ca să arătăm cât diagonale congruente, domnule. Am uitat diagonale. Pare mai repede, da. Deci, în triunghiul ăsta, da. Și triunghiul care mai spus tu? PB prim B. Așa. Avem PB la trunchi comun. Da. PB congruent cu MP. Da. PB congruent cu MP. Deci PM congruent cu MP. Dar nu, că nu l-ai fi PM tu, mama. AP congruent cu PB prim B. Da. Fii paralelogram. Da. Da, avem PB la tură comună și întreb unghiul dintre ele. Da, și unghiul dintre ele ăla din A? Nu, unghiul dintre cele două laturi, nu. Deci da, ai pe PB care are comună. Da. Și am A pe P, congruent cu PB prin B. Trebuie tot unghiul ăsta, așa. Unghiul ăla de acolo. Uite, așa trebuie, nu? Tot unghiul ăsta de aici. Păi dacă e paralelogram, știi că e A, B prim e paralel cu PB. Care? AB prim paralel cu PB. Da. AB prim paralel cu PB. AB prim. AB prim, domn profesor. AB prim. E paralel, da, e paralelogram. Și secanta PB nu rezultă cu unghiul P, e cum e cu unghiul P. Și ce secantă? PB. PB. Păi cum te duci pe aceeași, ori da, paralel, ori drept, ori secantă? Păi, dar n-ai cum. Nu. Deci două drepte, tăiate de o secantă. Să ai două drepte, tăiate de o secantă. Nu știu. Deci tu te-ai dus pe chestia asta, unghiul ăsta să fii congruent cu ăsta, nu? Da. Unghiul din B știi că știi că suma unghiurilor într-un paralelogram, alăturate unei latere, fac 180 de grade. Dacă le vrei și congruente, atunci faci 90 de grade și dreptunghi. Deci ești în momentul ăsta pe varianta directă. Fără să-ți mai propui să arăți triunghiurile acelea, dacă cumva din alt motiv vei arăta că triunghiurile sunt congruente, dar fără cu unghiul ăsta cât ăsta. Că dacă ăsta e cât ăsta, ești ca parcă ai fi spus că e dreptunghi. Atunci să luăm tot unghiul. Noi am luat tot unghiul ăla din B, nu ai congruent cu tot unghiul din A. Tot unghiul ăla din B, congruent cu tot unghiul din A. Da. E paralelogram. Ce bine. E paralelogram. Totuși, biseptarea asta nu folosim. Nu folosim biseptarea, dar nu ne ducem pe problema. Orice facem, acum batem câmpii. Exact. Fără să folosim ipoteza. Exact. Calitatea bisectoare trebuie să fie lucru. Nu s-a dat degeaba, sigur s-a dat degeaba. Nu cape discuții. Vreau să mă duc pe un triunghi, dar nu-mi vine care. Dar nu-i pe triunghi, Ari. Să arăcă PB mediană și atunci e gata problema. În mare parte. Ce faci tu? PB că e mediană? Da. Într-un triunghi, dar nu-l văd. Dar nu, BN e PB. BN e mediană, că nu e la mijloc. Nu-i PU la mijloc. B. Mediană. În ABC. Nu, e BN. BN este mediană, că da. Nu-i la mijloc. Exact. Nu PB. Nu. Și MB e mediană. Și M? B. B.
e mediană, B, 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 da. Prim. Dar e de așteptat, că diagonala se rumbătățesc exact, acolo. Exact, normal și median. Dacă nu merge cu... Dar, bisectoarea. Da, neapărat trebuie să folosim bisectoarea. Fără bisectoare nu, nu putem rezolva problema. Deci neapărat ne trebuie chestia asta. Deci B1 e cât B2, domn profesor. E bisectoare. B1 da. Cât B2. Dar B2 e cât A1. B2. B1 e cât A1. A, la mine e invers notat. Gata. Da. Deci B1 e cât A1. Da. Pentru dreptile alea și secanta. Secanta de aici, da. Asta înseamnă că și celălalt, și celălalt e congruent cu A1. Deci ar însemna că ăsta de aici e congruent cu ăsta, nu? Da. A1 e congruent cu B2. B2. Atât trage un punct de aici. Atât, da. Da, dacă avem tot B, avem cumva că tot B e congruent cu tot A? Da. Avem? Că tot da. B e congruent cu tot A? Da, da. Păi da, mă, din paralelogram. Congruent cu tot B? Nu, care e tot unghiul B? Din paralelogramul... Așa, de aici. Ăsta cu ăsta de aici, din râna. Din paralelogram. Deci P, B, P prim cu P prim A, P. Că la știu că e paralelogram. Deci, P prim... Bine, acum mai avem și chestia asta care e ușor de văzut, nu? Unghiul ăsta de aici. E congruent cu tot unghiul ăsta. Cu ăsta din A. Da. Din cauza, din acești motiv. Paralele, tăi de secantă, altern intern. Da. Deci hai să zicem B3. Aha, tot da. Unghiul ăsta care rămâne. B3. 3, da. Atâta, da? 3-ul de aici e congruent cu A. A2. Cu A1. A2. A3, tot 3 să zic, ca să fie. Păi, și atunci tot unghiul din A e congruent cu P, B, P, prim, B, P. P, prim, B, P. Da, asta e da. De acord că suntem într-un paralelogram. Da, ești în paralelogram, în primul rând, eu am zis asta. Deci știm asta, cu unghiul opus sunt congruent. Hai să vedem, să fructificăm cu suma unghiurilor într-un triunghi, este 180 grade. Poate asta ne ajută foarte bine. Suma? Deci suma unghiurilor într-un triunghi este 180 grade. Dar nu știu unghi. Deci ce avem suma unghiurilor? Da, nu avem niciun. Deci dacă am putea Miruna prinde unghiul ăsta de aici și cu ăsta din B și am arătat că fac 180 de grade, ar fi problema rezolvată. Sau unghiul tot din A cu P. Da? Deci, dacă ăsta de aici plus ăsta de aici fac 180 de grade, gata problema. Dar ăsta de aici se compune din cine? Ăsta de aici e... Deci ne focalizăm, să arătăm că unghiul ăsta, plus tot ăsta de aici, de 180. Fac 180 de grade. Dar unghiul ăsta se compune din B3 și B1. Da, și B3 face 60. Dar B3 este A3. Da. Da? Și A3. Și B1 și cu B2 ăsta. B1. B1 și cu B2 face B1 de aici. Deci, l-am mutat pe B3 pe ăsta de aici, în A. Da? Și eu ce vreau să arăt? Că B3 plus B1 și plus ăsta de aici, A, B, B și plus A, B, B, fac împreună 90 de grade. Bun. Dacă am să arăt că B2-ul care rămâne de aici și cu ăsta tot fac 90 de grade, fac deci ăsta de aici cu ăsta de aici fac 180 minus A3, aici și problema. Insist. Deci, am că B3
este cât A. Da. Dacă voi arăta că C-ul și cu cine? C-ul și cu celălalt și cu tot B-ul îmi dă N-ul, e gata problema. E gata problema pentru că în momentul acela am aranjat-o. Deci iată. Dar tot unghiul ăsta din cine se compune? Din ce? Deci vedeți ăsta micuț, ăsta e ce? Din ce motiv este? Pentru că astea două sunt paralele și tăiate de o secantă, nu? Uh-huh. Care-i C-ul? C-ul este, atenție, C-ul este ăsta de deasupra. Deci astea două sunt paralele, tăiate de o secantă. Și atunci C-ul este până aici și nu mă duc cu unghiul de aici. Da. Ia să mai reluăm o dată. Deci ce îmi propun eu? Să arăt că unghiul A pe B plus P, B, P prim fac împreună 180 grade. Dar o bucată din unghiul B, adică A, B, P prim, este cât unghiul din A. A, B, P prim, adică B3, așa cum am... Este cât A3, da? Da. Eu știu că A plus B plus C fac împreună cât 180 de grade. Și acum, în obiectivul meu este să arăt că unghiul ăsta care a mai rămas de aici, în completarea lui B, adică B1, cum l-am dat. B1 ăsta, da. Plus tot unghiul de aici, adică e vorba de A, A, P, B, deci unul și cu ăsta de aici, fac 180 minus A. Nu, cred că eu n-am citit ceva ca lumea, nu, profesor, sau paralela prin M la BC intersectează latura AC în punctul N și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Și bisectoarea unghiului paralel a... Da, iată, m-ai scos din curs. M-am scos din curs, pentru că da, N cu P... Nu ăsta e cu... Da, paralela ta e bisectoarea, aici este exact. Wow. Și am ordinat să mă scrie. Mi-am dat seama acum că... Adică am citit așa, dar am mai pus o virgulă eu, știți? M-am oprit. Hai să mai citesc. Deci mai citesc o dată. Deci, paralela prin M la BC intersectează latura AC în punctul N și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Din dorința de a citi încet, m-am dus... Așa. Gata. Acum. Gata. Și P e tot pe paralelă, domnul profesor. Deci P e tot pe paralelă. Aici este P, nu pe AC. Nu-i pe AC. Uite, P-ul aparține tot dreptei în N-M. Exact. P aparține lui AMI, paralele aceea. Gata. De aceea mi-am scos din bursă. Da, nu se lega deloc. Da, păi nu puteam prinde problema. Mai, cred că facem desenul de nou. Da. Am încărcat-o destul. Și nu mai puteam să urmăresc, da? Deci, un triunghiu are care A, B, C, triunghiu are care M aparține lui AB, M aparține lui AB. Deci, mijlocul, M, aici. Prin M ducem paralela o dreaptă paralelă la BC. Da. Și paralela asta taie pe AC în așa, așa. Deci am dus-o așa. Această paralelă taie în N pe AC și bisectoarea unghiului ABC în P. Și pe bisectoare și pe bisectoare, pe bisectoarea unghiului ABC în P. În P. Așa. Asta e desenul. Iar P primii simetricului
P față de M. Deci mai merg încă o dată. P, M, M, P prim. Dar am spus eu că nu cam același lucru cu P-ul. Dacă păstream liberul. P, M, cu M, P prim. Nu, P-ul cu N-ul nu este. Nu, dar era... E pe aceeași dreaptă. E pe aceeași dreaptă. Pe aceeași dreaptă, e altă poveste. Și acum trebuie să arătăm că A, P... La fel. Că B, P, A, P prim, dreptă. B, P, P, A, A, P prim, P prim. Dreptă. Păi, nu prea apare. P, A, B, B, P, A, P prim, dreptă. În figura cealaltă apărea, dar nu era ok. Aici nu apare, dar este paralelogram, diagonalizând jumătățile. Sigur că da. Da? Deci fie triunghiul ABC oarecare, M aparține la B, M e la mijloc, am făcut asta. O dreaptă paralelă prin M la BC, taie pe AC în N și pe bisectoare, așa scrie, mai da, citești odată. Da, și pe bisectoare în P prim, da? În, și pe P prim și pe bisectoare în P. Și bisectoarea unghiului ABC în punctul P. Înseamnă că e posibil să nu se duce o bisectoarea corectă. Nu, dar e dacă o duceți corectă, nu știu. Așa. Nu, dar e bine figura așa. E paralelogram, dar da. nu se apropie de adevăr. Și atunci eu cred că aici este. Tai pe asta în P. Deci aș vrea să fiu cât mai aproape de situația concretă. Vedeți, dacă nu duc bisectoarea cu grijă, deci unghiul ăsta este mijlocul arcului și să duc bisectoarea. Și taie într-un punct aici, vecin. Aici e N și aici este F. Și atunci apare AP, așa, simetricul este pe aici, pe undeva. Așa. Da, să iasă chiar dreptunghi. Să iasă cât da. Mai aproape de adevăr, ca să... Dacă suntem, cum să spun, într-o figură de asta destul de eronată, în construcție, este și imaginea... Adică, nu este stimulată gândirea pentru a ne duce pe problemă așa cât se poate de repede. Bun. E aproximativ, să zicem așa. Depinde de triunghiul care le-au, dacă e mai ascuțit unghii ca aici, dacă da. Totul depinde așa și atunci, dacă nu construiesc și riguros, nu mi-e să figura. Hai să facem așa. Deci, ați făcut așa, nu? Nu. Ia să vedem, Mirona, de ce nu-ți iese ție? Deci, bisectoarea pare să fi fost... La mine trece vexa prin M. Și bisectoarea asta taie pe AC în pe paralelă. Sau paralela taie, așa spune problema, paralela asta taie. Da, paralela taie. Pe AC în paralela punctul prin M la BC intersectează latura AC în punctul N și bisectoarea unghiului ABC în P. Deci duce și bisectoarea și cu și când duce paralela, taie pe AC și pe asta în punctul, în punctul care e P, da? Nu, mă, nu, era bun, lăsat așa cum voi ieși. A mea trece prin B. Ei, trece prin B. Cum treacă prin B mai are? Bun. A, nu ți-a ieșit figura deloc, hă? Deci,
scriitoarea asta, tu ai dus-o un pic mai încoace, știi, nu? Ai măsurat-o cu rigurozitate pe asta bisectoare, dacă din două unii ai măsurat-o bine? Hai să mai luăm o dată figura. Deci, desenează un triunghi oarecare. Așa. Și ce facem? Luăm mijlocul, tiem, paralela primim, tai în această paralelă, tai pe cea în, pe ace, într-un punct. Iar bisectoarea unghiului, ai un raportor? Ca să vedem bisectoarea cât de cât mai aproape de adevăr. Bisectoarea cu bârsă, de ce? Cam pe aici. Bisectoarea unghiului, aici. Și acum unim pe asta. Asta e punctul P. Da. Poate bisectoare, ăsta e cât ăsta, doamne? Și simetricul. Paralelă de astea și se deci, aici. Aici. Ba nu, că acolo nu-i unghi. În gata să nu vezi, că nu e aceeași. Acolo nu-i unghi. Da. Acolo nu-i niciun unghi. Ba da, Mirna, domn profesor trebuie să facă ca lumea, că este una. Deci aici, aici și pe aici. Uite, aici. 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 Și atunci, asta trebuie să arătăm, că el e un palogram în prima fază, trebuie să arătăm că e dreptul, da? Haide să încercăm să vedem dacă nu iese. Acolo, B, de ce nu e unghi? Păi uitați că acolo nu avem două o segmentă care se... Cum nu avem? Păi e paralela aceea. Păi e paralela, mamă. Paralela asta, care am dus-o, o tăiat, s-o întâlnit cu bisectoarea. Da, în P. În punctul P. Acolo e unghi, bun. A, da, în afară lua Q. Și ce dacă? Deci, paralela dusă, tai de BC, pe bisectoarea asta în punctul P. Da. Și în N tai pe, pe AC. Și da? Dacă B1 cât B2 ca ai bisectoare. B1 cât B2, da. Și pentru paralelele P, M și C, B, că-s paralele, ca ai linii mijlocii, domnul profesor. Am dus paralela noi. Da? Deci am dus-o paralel, sigur da, că da. Pentru C, B și secanta P, B. Înseamnă că unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici. Acolo, da. Și ia uite la atunci pe M1 cât pe 1. Și atunci pe unghiul M, B, B, isoșel. Sigur că da. Și dacă isoșel, latura asta e cât asta. Aia e cât aia, da. P, M, e cât M? Așa, pe prim. Pe prim. Și atunci așa, M este cât Așa, e gata, problema e rezolvată. Paralogramul este... diagonale sunt congruente și paralogramul este... Și așa se rezolvă. Da. Așa folosim bisectoarea și e foarte clar. Totul este clar acum, este foarte rapid. Haide, hai să vedem și cu Anca și cu... Și să vedem după aceea să făcut figura așa. Avem că PM este cât M pe prim. Da. Din ce? Din construcție, nu? Da. Din ipoteză. Că A, M e cât M, B. Da. Că a fost M la mijloc. Da. P, A, P prim B e paralogram. Și atunci P, A, P prim B. P, A, P prim B este paralogram. Că trebuie să-l bătățesc. Da. Clar. Bun. Adică cum a fost P pe prim cu BC? P pe prim era dreapta aceea mică, da? Și sunt paralele. Și două paralele tăiate de PB care se cantă, uite așa, bisectoarea aceea, formează, nu? Două paralele tăiate de o secantă, formează unghiul de aici cât ăsta de aici, adică e vorba de... Hai să facem așa. Deci, zicem cum. Uite așa, astea sunt cele două paralele. BC-ul adică. BC. Și secanta? PB. P,
PB, adică asta, bisectoarea care am dus-o, da? Da. Înseamnă că unghiul acesta de aici, B2, adică ăsta așa, este cât unghiul albastru făcut așa, da? Deci B2 și aici P2. P2. Ca fiind alterne interne, de o parte și de alta. Dar B1 cu B2 sunt congruente din cauza bisectoarei. Hai, nu am mai urmărit. Hai, Adi, hai, te vreau o problemă, că și pe tine, Anca. Haideți ca să mergem. Ca să mai ducem altă problemă. Gata, legat-o. E ușor. Ce nu ți-e clar? Hai să vedem. Urmărește, începe să vorbești tu, Adi, să vedem unde te poți opri. Dar pământ cine este? Jumătate din PP prim. Deci nu PP prim, e că nu... Deci vreau să vorbești tu, te rog. Așa, păi, A, P, B, P prim, e preparalelogram. Din ce motiv? Pentru că deauna mergi în jumătate. Asta e clar. Adică A, M, cât M, B din ipoteză, P, M, cât P, M, P prim din ipoteză, că am dus simetricul. Da, P, P prim, e... paralelă cu CB. PP prim e paralelă, da, cu CB, și da. Și secanta PB și unghiul PMB e congruent cu PBC. P, unghiul P. Zi, P, dacă tu ești din P, PBC. Adică B2, pe scurt. Da. Unghiul B2 e cu P2. E congruent cu P2, P2, ca fiind astea de o parte și de alta secante. Alterne interne. Da. Dar B2 este cât B1, din calitatea bisectoarei. Da, da, și P2 cât B1. P2 cât B1 înseamnă că PM este cât MB. Da. Unghiul este isocel. MB, B, isocel. Uh-huh. Da? Deci când ai spus că B1 e cât P2, înseamnă că unghiul ăsta, triunghiul acela, triunghiul ăsta Adi, uite, am să-l vătești cu galben așa, triunghiul ăsta ce fel de triunghi de linie? Isocel. Isocel. Și dacă triunghiul este isocel, laturile sale, PM e cât MB. Dar PM... Dar PM e și cât MP prim. Așa, iar MB este cât AM. Da. Asta înseamnă că... În clipa de față, diagonalele sunt egale. De, congruente. Da? Congruente. Da. Și rezultă că A, P, B, P primă e... Paralelogramul cu, da, diagonalele congruente, da, este dreptunghi. E clar, nu? Uh-huh. Deci acum raționamentul merge frumos, pentru că bisectoarea este exploatată. Nu? Da. Și ne duce spre triunghiul P, M, B. Ne duce spre triunghiul P, M, B, care devine triunghi isocele, echilateral și diagonale. Noi nu asta ne-am dorit. După ce am arătat că e paralelogram, ce calitate? Ori arătăm că două unghiuri alăturate are un unghi de 90 de grade, una dintre condiții, așa, sau să arătăm că diagonalele sunt congruente. Păi, deci avem PM congruent cu MB prim. Da, și PM. Și MB congruent cu AM. Și tu îmi rezultă că AB congruent cu PM. Păi, PM este cât MB. Da. Dar P, P prim nu e de două ori AM? P prim. P, P prim, diagonala, da, este de două ori PM. Da. Și A, B nu-i de două ori MB? Da. Deci A, B-i de două ori MB, P, P prim e de două ori MB, deci A, B-i congruent cu P, P, P prim. Și dacă sunt congruente diagonale, diagonale care lucrăm unii de pânt? Da. Da. Bun. Hai să-ți spune, da. Hai, te rog, rezolvarea, da? Da. Demonstrația. Să scrieți concluzia acolo, domnul profesor. Așa. Nu, a scris, așa, dar n-a spus concluzia. Așa, și demonstrație, ca să iasă frumos. Demonstrație. PB, bisectoare, care PB, bisectoare la BC. P, dar nu-i bine să rezolvăm cu paralelogramul întâi? Da, 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 da. Da. A, P, B, A, M, stai puțin, AM congruent cu MB, ipoteză. Așa scris, AM congruent cu MB. B. Ipoteză. P, M, congruent cu P prim, M. P, M. Congruent cu M. P prim. M, P prim. Tot din ipoteză. Rezultă diagonalele se jumătățesc. Rezultă că A, P, B, P prim. A, P, B, P prim. Paralelogram. Sigur, da. A, P, P, P,
B, prim, paralelogram. Bun. Da. Acum atiei bisectoare. B, bisectoare am văzut. Cum B, bisectoare am luat cum B, B, bisectoare am luat B, B, uite așa, până. Uitați cum scrie domn profesor. Da, B, B, bisectoarea. Lui A, B, C. Bisectoarea lui A, B, C. A, B, C. Rezultă B, B, M, B, 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 A. Dacă ați desenat și ați scris B1 și B2, puteți scrie. Hai să facem B1. Rezult că scrii mai ușor. Da. B1. Nu congruem cu B2. Dacă scrie, îți arătați pe figură. Știți? B1 și B2. B2. Da. Deci se poate face așa, ca să nu merg printre litere, scriu mai ușor, mai puțin. Deci B1 congruem cu B2. Așa. Pentru dreptele B, B' și CB și secanta B' și secanta... Din paralelogram rezultă. Hai să spunem aici. Din paralelogram, când am vorbit că e paralelogram, rezultă că laturile sunt paralele, două câte două. A, B. Dar nu, nu ne folosim de ele. Ne folosim de M, B. Așa, bun, bun, bun. Nu ne folosim. Nu-i cazul. Da. Deci din ipoteză avem că PM. Avem PM, paralelă cu BC. Paralelă cu BC. BC. Sau ca paralelă cu BC. Ipoteză. Da. Da. Secanta și secanta PB. Secanta PB. Da, rezultă că... Rezultă de la aici că acele două unghiuri... Că B2 congruent cu B2. B2, da. Congruent cu B2. Alterne interne. Și spune de ce. Alterne? Interne. Interne. Dar știm că sunt paralele? Exact. Știm asta că sunt paralele și secanta alterne interne. Și cum B2... Și cum... B2 B2 cât B1. Deci acolo avem de astea două. Astea, da? Acolo avem astea. B1 cât B2. B1. Congruență cu P2. Și P2. Rezultă către ce? Unghiul M, P, B, isoscel. De aici rezultă că triunghiul M, P, B, M, P, B, isoscel. Isoscel. Da. Isoscel. Și fiind isoscel, rezultă că M, P, M, P, congruent cu M, B. Congruent cu M, M, B. Cu M, B e congruent, da, mă, da, mă. O secundă. Hai. M, P congruent cu M, P. M, P congruent cu M, P. Înmulțim cu 2. Ori 2. De 2 ori M, P. Sigur că am înmulțit cu 2. Rezultă că... De 2 ori M, P. M, P. Congruent cu... Deci de 2 ori egal. Egal cu de 2 ori, ori M, P. De 2 ori M, B. Adică P, P. Adică A, A, B... De 2 ori M, P este... De 2 ori M, P. Cum am arătat că... Păi P, 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 prim, congruent cu AB. P, P, prim, congruent cu AB. Și de aici rezultă că... Și... Nu de aici. Nu. Paralelogramul. Scrim, da, din nou. Scrim din nou. Acum A, P, A, P, B, P, prim, B, P, prim, paralelogram. Și cum? P, P, prim, congruent cu... Și cu P, P, prim. P, P, prim. Congruent cu AB. Congruent cu AB. Scrieți așa cu AB. Rezultă din astea două că A, P, B, P', B, P', prezent. Foarte frumos. Da? Deci, haideți să vedem care a fost miezul problemei. Unde am fost salvați? Atunci când am desenat corect... Odată și... triunghiul ăsta salvează. Da, bisectoare. Deci triunghiul de aur, hai să zicem, al problemei. Triunghiul de aur al problemei este ăsta care liniștește problema. Adică suntem într-un paralelogram și diagonalele sunt congruente. După ce am arătat că triunghiul P, M, B este isoscel. Ăsta a dus în dreptunghi. Da, asta ne-a rezolvat. Da? Deci vreau să remarcăm așa. Cât privește diagonala sau jumătățită, a fost o treabă simplă. Da. Dar faptul că triunghiul ăsta apare și liniștește complet toată problema, ne duce spre diagonala congruente, este important să reținem. Foarte. Da? Asta, foarte. Asta vreau să remarcăm. 15, la 150. Haideți să știm, domnul profesor, să mai timpul imediat ne uităm și la acest, domnul profesor, și da. Și mai contează timpul în cuța, că să stăm mai mult. Deci avem, avem, aveți teme multe. Avem șansă. Dar Radu spunea că nu a probleme și a făcut
Da, preferă da mai mult. Da. Dau la lui Radu. Pentru că luni nu facem, ce facem tocmai în marți. Că dacă facem mâine? Lasă că nu mai facem mâine, că ai zis că ai teme multe. Eu aș fi de acord mâine la 8, să știi. Mi-a convenit că sunteți mai proaspeți. Da, dar zi în care putem să dormim mai mult, așa chestia, că duminică putem să te spuneți. Da, e singura zi în care... Poți să vii la profană și să faci... Păi ziceai că nu vrei mai înainte, acum vrei? Da, că eu nu merg la biserică. Dar nu mergem în sâmbătă la biserică, duminica mergem la biserică. Duminică nu. Nu? 15. Nu. Problema 15, domnule. Hai să vedem până ne discutăm în continuare. Da. Fie ABC, fie ABC de un dreptun. Să zic dacă am dat un lucru că gură casă cu consens. Mă uit eu dacă nu. Deci 50, 50. Da, acum n-am oprit. Acum